Ultima strigare, Hodor David, numărul 17 în concurs. Thank you.
Mm-hmm.
Asta vă rog să eliberați un pic spațiu aici, în zona principală, dacă vreți voi. O să avem o scurtă demonstrație de închidere. Super, domnul Santu, mare pasionat al trabanturilor. Băi, Cipri, e un plas. Pentru mine au făcut acest efort. Pentru mine au făcut. Păi, nimic, se vinde. Se vinde ca la iarnă la schiul. Exact, Radu. Domnul Traseu, cum a fost? Dați-mi o mașină bună, că faceți. Traseul e prima, trebuie să recunosc că e prima dată când am parcurs un traseu de raliu. Domnul Ghețe, fostul meu prieten, fostul meu vecin, a făcut pentru mine un traseu mai relaxant astăzi și am simțit bine. La anul nu vă gândiți să vă scrieți și dumneavoastră? Nu mă gândesc la anul, pentru că nu doresc să calc urmele lui Victor Ponte, eu doresc să calc urmele lui Crin Antonescu. Asta săracu face ce poate. Dar de când îl aveți? L-am de 20 ceva de ani. El are 40, deci ca Fred și Barney, bine, nu ține numai de volan. S-a vreodată la greu? Niciodată. De ce ați ales? Mai lasă câteodată, când bateria face figuri, dar iarna asta la minus 30 de grade pornește la prima cheie. De ce ați ales trabantul? Nu-i drag. Role, schiuri, trabantul, 70 de ani, minte de 30, moșule ce tânăr ești, mai weekend și-o mierlește, așa-mi cântește la schiuri acolo pe iar. Băieți, la revedere, sănătate. Am făcut și ce-am putut. Aceasta a patra ediție are un număr de 18 participanți. Avem participanți din Gherla, avem participanți din afara municipiului nostru, respectiv din Cluj și din alte localități. Avem participare din afara județului, respectiv din județul Mureș, mai precis din Târgu Mureș. Am avut parte de o zi minunată, ca și vreme, ca și timp, motiv pentru care înregistrăm la această ediție cel mai mare număr de spectatori plătitori. Lucru care ne-a încântat foarte mult și pe această cale invit la următoarele ediții și mai mulți spectatori, astfel încât de această competiție să se poată bucura cât mai mulți locuitori din municipiul nostru și din zonă. Banii pe care îi obținem din taxarea concurenților și din bilete sunt întru tot folosiți pentru burse pentru elevii care au primit burse de excelență, respectiv un elev de la liceul Ana Ipătescu și un elev de la liceul Petru Maior, precum și pentru voucherele pentru ajutor la pensionarii cu pensii sub 400 de lei pentru cumpărarea de medicamente. V-am văzut pe parcursul raliului că ați avut emoții. A decurs am și în momentul de față emoții, pentru că o manifestare de acest gen implică multe pericole. Mă refer, în primul rând, pericole legate de integritatea concurenților și nu în ultimul rând de integritatea fizică a spectatorilor. Cum a fost organizarea? Ați întâmplat probleme? Nu, a fost ok. Deja a devenit o tradiție. Fiecare știm ce avem de făcut. Cât este de greu să organizezi un astfel de raliu? E greu.
Cât durează? Ați avut sprijin? Au fost probleme? Am avut sprijin, dar toată lumea din oraș ne ajută. Avem sprijin, că altfel e foarte greu, dacă nu. N-ai cum. O să urmezi încă o ediție anul viitor? Da, eu sper să continuăm în fiecare an. Locul 3, Fusto și Andrei. Aplauze pentru Andrei, felicitări. La anul să fie mai bine. Nu uita să pup fetele. Mira, du-te Mira. E la serviciu? Locul 2 la aceeași clasă este ocupat de David Bodor. Felicitări! Înainte de a fi început premierea, trebuia să mă laud cu sponsorii. Ca sponsori principali, sponsor, adică toți sunt principali, Intercars, Compexi Trading, Auto Total și Universal Auto Special. Bun. Locul 2, David Bodor, felicitările noastre. Și așteptat pe loc 1, Tibi Custoș. De multe istoriam în locul 1. Încă o dată aplauze pentru premianți. Felicitări și pentru ceilalți participanți la clasa 1-a. Haideți să facem cunoscut totuși clasamentul. Nu sunt foarte mulți. Locul 5, Big Falvi Mihali. Locul 6, Dan Floroiu. Și pe locul 7, deci nu ultimul, locul 7, Siluco Morar. Felicitări! Locul 3. Tibi Fustoș. Altă clasă, altă mașină. Deși o primă etapă cu un abandon, se mai întâmplă. Felicitări! Locul 2. Andrei Fustos. Tot clasa a doua, alta mașină. Locul 2, locul 3, l-am văzut. Locul 1, Didi Rus. Felicitări! Vă mai aduc a dată aminte cine sunt sponsorii acestui concurs. Intercars, știți cu toții cu ce se ocupă, Compexi Trading, Auto Total și Universal Auto Special. Mai mergem o clasă, clasa 3-a, locul 3, Flaviu Briciu. Păcat pentru cauciucurile alea mișcate, din păcate, te-a aruncat undeva mai jos. Felicitări! Locul 2, Iederean Iustin. Felicitări, aplauze. Așa, și cel mai bun timp de la clasa 3-a, Bob Florin, locul 1.
Avem un singur loc, un singur participant la această clasă, Iuliu Ghețe. Locul 1, 2, 3, 4. Felicitări! Nu trebuie să uităm de asemenea organizatorul acestui concurs, respectiv clubul Rotary. Să începem cu ultima clasă, deci clasa 5-a, locul 3, Trifu Nicolae Mihai, numărul 8. Felicitări! Locul 2, Claudiu Rusu. Așa, și locul întâi, Radu Grințean. Junior. Bănuiesc că pentru fiecare dintre cei doi juniori participanți au fost primele participări la concursul auto. O să dăm prioritate fetelor. Serena Briciu, locul 2. Felicitări! Și locul întâi, Andrei Iuliu Ghețe. Felicitări și la mai mare. Și o să începem. Locul 3. Cel mai bun timp, adică cel mai bun timp din cele două manșe, 2 minute 37 de secunde, 72 de sutim. V-am spus asta cu tot cu penalități. Trifu Mihai Nicolae. Al doilea timp, 2 minute 34 de secunde, 17 sutim, Bob Florin. Cel mai bun timp, Rusu Claudiu, la clasa a 5-a, numărul 4 de concurs, 2 minute 33 de secunde, 59 de secunde. Felicitări! A venit cu greutate.
Cred că eu sunt de acord că se întâmplă.